Ministrul Sănătății Alexandru Rafila face un nou anunț despre introducerea certificatului COVID. Iată ce spune. Certificatul verde, pentru că ați spus și dumneavoastră, i-am auzit și pe cei de la PNR, ar trebui să fie gata înainte de Crăciun. Cum va fi acesta făcut? Nu certificatul verde trebuie să fie, numai o secundă. E vorba de realizarea cadrului legal care să permită introducerea, utilizarea unui certificat COVID, da? Sau anti-COVID, da. Sau stop COVID, cum doriți dumneavoastră, în România, ținând cont de anumiți parametri ai situației epidemiologice, când se introduce și când eventual se poate renunța la acest tip de certificat. Care ar trebui să fie rata de incidență în momentul în care se introduce acest certificat stop COVID? V-ați gândit la... Nu e vorba de rata de incidență, este vorba de o creștere constantă timp de 3 săptămâni, așa a fost discuția, propunerea. Deci e vorba de o creștere, chiar dacă plecăm de la un nivel foarte mic, așa cum s-a întâmplat astă vară, în momentul când ai o creștere constantă, e bine să o oprești cât mai rapid, să nu ajungi în situația unui val pandemic care nu mai este controlabil și care produce foarte multă... Care ar trebui să fie nivelul acestei rate? Noi am discutat de o creștere medie săptămânală de 1,5 ori. Nu e vorba de o raportare la 1000, deci de 1,5 ori medie săptămânală timp de 3 săptămâni consecutive. Noi trebuie să vă luăm exact situația și în contextul unei tulpini pandemice și în contextul eficacității vaccinului în raport cu această nouă tulpină. Nu cred că lași niciun fel de portiță, dimpotrivă, noi încercăm să luăm o măsură de sănătate publică și să respectăm ceea ce am spus în mod constant și a spus toată lumea, indiferent de orientarea politică în România, că vaccinarea în România este voluntară, nu obligatorie.